termoizolare cu poluare. La București se face renovarea unor blocuri cu izolare termică. La șantierele vedem că nu sunt izolate deloc. Și ia uitați-vă cât poluează, cât plastic e aruncat în stradă, în aer, se transformă în microplastic și după aceea plutind în aer ajunge în plămânii noștri și nu-i mai scoate de acolo nici moartea. Ar trebui să intervină structurile abilitate ale primăriei, ale statului, să ne apere de constructorii responsabili. Ia uitați-o. Asta e plastic. În bătaie vântului. Șantiere dezgolite.